Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Pet Simulator X, în care este ora 9 și 7 minute seara, în a doua seară de Crăciun. Foarte frumos te mai cea cu sinul de Crăciun și tocmai ce a plecat Moș Crăciun din Pet Simulator, adică tocmai ce a plecat și ne-a lăsat niște cadouri, niște chestii, niște așa, niște diamante, uite aici, niște dânstea. Și bă, avem, mamă, eu nici mi-am pus căștile bunurechi, stați puțin așa, și vreau să facem un episod în care este un episod special, auzim jocul? Se aude jocul, bun. În care, bă, ne-a dat în felul următor, ne mai dat niște bombe, niște de-astea, avem 29 de small presents, pe care am putea să le deschidem, dar nu o să facem asta, pentru că ar fi, nu o să facem asta, dar astăzi sper, bă, și sper că vom deschide un Titanic Christmas present. Adică vom avea un Christmas present Titanic și nu știu ce este chestia asta. Break open to reveal a charm. Nu știu ce este chestia asta, mi-a dat-o gen și ceea ce este, cred că bine, cred că e bună, nu știu. Facem două din astea. Deci nouă ne mai trebuie încă una din asta ca să facem un Titanic. Chestii din aia și o să cred că o să ne ajungă. Ok, ne-a ajuns. Deci ne-a ajuns la fix, dude. X-large present, Christmas present. Și noi acum putem să facem, să facem un Titanic Christmas present. Care? Titanic Christmas present. Or facem contează. Și l-am iabadaba făcut. Facem așa. Togăle de... Nu. Fără de astea. Titanic present with so many goodies, including a chance for a Titanic huge pet și Titanic pet. Ar fi o nebunie să ne pici Titanic, ar fi o nebunie, dar ca să fim noi siguri că suntem așa, iau toate, deja mi-am pus și ăstea, adică o să ne punem și ăsta. Nu știu dacă o să ajute, dar până la urmă deschidem un nou, ca și cum, deci o să punem asta de 5. Deci e insane. Așa că, bă, vreau să-l deschid, deci nu știu ce să zic, hai să deschidem astea alte. Open one, hai deschidem astea, vedem cine pică. Așa, da, gunoaie, mai deschidem și de-astea 4, să vedem ce picăm. Din astea nu prea picăm multe chestii, din păcate, dar avem ce face. Bun, niște hot cocoa, nu știu ce, bun. Și ultimul. Bă, deci dacă pică un huge. Că poate să pici un huge. Poate. Bă, și dacă nu pică. Bă, și dacă nu pică, mă supăr rău. Deci am stat toată ziua ca să pot să încerc să fac ăsta. Să încerc să fac Titanic Christmas present. Am stat mult. Bă, și ar fi o nebunie să nu meargă. Să nu ne dea un huge. Titanic în niciun caz nu se ne dea. Hai să vedem, că nu putem să-l ținem niciodată aici mereu. Deci da, bă, Doamne ajută, hai să vedem, bă, astăzi am fost chiar norocoși. De ce? Pentru că episodul de greni, ultimul episod de greni a strâns vreo 30 like-uri sau nu știu cât și vreo 1000 de view-uri, ceea ce, bă, asta e lucky. Dar hai să deschidem asta până nu ne pică internetul, pac, și avem doar unul. Are și un open this? Da. Te rog, dă-mi huge, te rog! Un pet, un alt pet, Santa Claus, și aici cu un huge, apare. N-a apărut. Și asta înseamnă că nu ne-a dat nimic. Da. Come on, bro. I sell huge mosaic griffin. Ce este așa de greu? Ce este așa de greu? Ce este așa de greu? I sell. I will do your offer. Roy the boy. Ce-am făcut, mă? Mamă. Roy the boy. The omul nostru. Yeah. I will do your offer. 3.5 milioane. The ready. E 3.5 milioane, da? Aurele, ce mai vrea bășata?
Ce mai vreau, bă, și asta, că nu mai am. Hai. Hai. I sell a huge mosaic griffin that was și zic acum decline. Fii atent aici. How much did they sell it for? 3.5 million. Trenoști. Gat. Ok. S-a dus aurică, îl mai vedem doar pe Pet Simulator X, cred. Hai că îl mai vezi pe Pet Simulator X, mă, că v-aș bura, vă las, că vedeți voi la sfârșitul video-ului, gen. Clasic. Dacă a dispărut, mamă, pe jocul ăsta n-a mai fost 2000 de ani, dude. Uite-l mă aici, dar ce se întâmplă, bă? Bă, mi-e dor de Pet Simulator X, bă. Chiar mi-e dor, a fost un joc prea fain. A fost un joc prea fain, dude. Ia uite, Pet Simulator 99, out. He's out. Ia uite, transfer, bă. Aurica. Trebuie să-i punem și numele Aurica. Aurel. Numai pe Aurel mai vedem aici. Bun, iar acum hai să vă explice domnul din trecut, adică eu să vă explice ce s-a întâmplat, gen, și de-aia de ce am zis atunci că nu-l mai vedem. Hai să vă explice, gen, că să vedeți cât de prost am fost. Hai. O să mai încerc să văd dacă pot să dau de cineva, să așa, la dau la prieteni și filmez în continuare și poate încercăm să facem ceva, dar hai să vedem. E, vă zic de pe acum, proastă idee am făcut. Doamne! Bun, deci... Bun. Deci. Hai să avem o vorbă acum pe sfârșitul episodului de astăzi care da. Deci, hai ca să vă explic așa pe românește. Da? La timp la țeacă. Ok? Bun. Deci, nu, niciodată, dar niciodată, să nu dați trade-uri pe serverul de Discord Big Games, ok? Niciodată să nu mai dați, să nu dați, niciodată să nu dați. Pentru că, ghiciți ce? Ghiciți ce? Și cred că băiatul ăsta mi-a dat și block, probabil. Bun. Deci, e un băiat care da, mi-a dat bloc, 100%, 100% mi-a dat bloc. Dar. Avem o problemă. Eu acum, practic am apăsat pe un link, ok, pe un link, care, uite frate, uite cum am văzut. Ok, bun. Deci trebuie să-mi dau seama, aveți grijă la link-uri, pe ce link-uri intrați, pentru că eu nu am jucat Adopt Me, dar ghiciți ce? Mie mi-a intrat, cred că și pe Pet Simulator Automat, și pe Adopt Me, și pe Pet Simulator 99, pentru că dacă intrăm noi pe Pet Simulator 99, unde am vândut și noi un huge, interesant și fain, care am primit și bani pe el, nu mai avem bani. Nu mai avem bani. De ce? Pentru că probabil este un hack care îți intră pe conturi și se întâmplă asta. Nu mai am bani. Nu mai am niciun ban. Zero. Asta m-am temut. Deci m-am temut când am văzut. A intrat din Netherlands. Că m-am uitat pe telefon. Că am intrat rapid. Că mi-a dat disconnect de pe tot. Am intrat pe Netherlands. Am intrat pe... peste tot, mi-a intrat din Netherlands, mi-a intrat de mai nu știu unde, pentru că eu, când am apăsat pe link, mi-a dat să-mi, cum îi spune, să mă loghez, dar eu știam că eram logat pe Roblox, eu știam că eram logat pe Chrome, înțelegeți? Pe Chrome știam că eram logat, dar ghișe, eu m-am logat ca prost în continuare și în continuare de vreo 2 ore, cred, și au avut timp să se ducă pe joc aici, probabil nu știu cum s-a întâmplat, cred că s-a șters, s-a fost un script ceva și
Cred că mi-a intrat și aici. 100% mi-a intrat și aici. Mi-a șters probabil tot. Dar dacă mi-a șters tot, asta este. Trecem mai departe. Și... da, probabil și aici. Da, mi-a șters tot și aici. Mi-a șters Huge și aici, Powerl. Da, eram sigur că mi-a șters și aici. Da, mi-a șters și Powerl aici. Bun. Și pe Adopt Me nu m-am jucat, dacă îmi șterge aceea nu mă interesea. Dar, uite că și pe Adopt Me a reușit să intre, peste 3 jocuri, a reușit să intre și să șteargă tot. Să-mi șteargă banii, să-mi șteargă, uite pe Simulator X nu mai șterg banii, gemurile. Dar, da, uite aici la fel, Baby Parent, nu știu ce, hai să vedem și dacă intrăm noi o să ne intrăm noi frumos, nu vă uitați la ce am eu pe aici. Dar nu-mi dau seama, gen, nu cred că am reușit să intre pe ăsta, dar nu se încarcă jocul. Uite, Petrul n-a reușit să mi le șteargă, mașina aia, mai am limuzina aia, aveam o limuzină, uite, o avem, bun. Probabil fix când am ieșit eu, am reușit eu să intru. Și gen, prima dată ce era ultimul joc era pe era ăsta. Și pe aceea, nu, era fix așa. Ăsta, ăsta și ăsta. Deci m-a intrat pe PS Simulator 99, după aceea pe ăsta, după aceea pe ăsta. Și mi-a intrat și mi-a șters tot. N-a reușit pe ăsta. Bine că n-a reușit pe ăsta. Că na, de ce nu? Și nu m-a ajuns niciodată la Adopt Me. Și s-a întâmplat chestia asta. Nu mai am nimic. Pe PS Simulator 99 nu mai am bani. Pe PET Simulator 99 nu mai am bani. Nu mai am gemuri, nu mai am nimic. Ca și cum mi-a șters Huge-ul. Aurel s-a dus de peste tot. S-a dus de peste tot. Nu mai există, s-a evaporat. Na. Na, și cam asta s-a întâmplat. Oh my god. A luat și din DH. A luat și din Crystal Key-urile. Numai asta mai a rămas. Oh my god, să vedeți cât de periculos e, dude. Mi-au rămas peturile. Deci doar mi-au luat ăla. Da. Nu cred că mai pun ce am mai făcut și atunci am. De fapt, ba da, ghișeu, ba da, o să pun. Dar nu știu aici la mailbox dacă e ceva. Historie, aici avem de la nu știu cine. Wait a second. 8 hours, dar nu contează asta. 8 hours a fost de la Big Games. Nu știu, cred că ce fac de asta. Nu știu ce a fost asta. Și da. Nu mai am nimic. Și nici măcar pe PET Simulator, băi frate. Gen, nu mai am absolut nimica. Ăsta-s diamantele mele, 300. Atâta, băieți. Atâta, ăsta sunt diamantele noastre. Credeți că mai mă joc eu? Nu. Nu cred. Deci nu știți câți nervi am acum. Când am văzut 0 aici, am zis, mamă, mi-a intrat din Netherlands, că aveam aici pe telefon. Aveam aici pe telefon, îmi scria toate alea, a intrat tot universul era la mine pe cont. Tot universul era la mine pe cont. Tot universul, filmăm. Vreau doar o chestie să mai văd, dar nu a intrat pe jailbreak pentru că pe jailbreak nu se joacă nimeni și pe nimeni nu-i interesează. Dar dacă cumva nu mai am bani pe jailbreak, mânca v-aș gura voastră, cred că rage quit, nu, tot e bine. Deci doar pe astea 3 jocuri o și se intre. Practic. Teoretic. Și ghicișe, le-am dat și codul meu de la ăsta, deci eu trebuie să-mi schimb cam chestii. Mânca v-aș. Deci, nu mi-a schimbat numele, dar nu cred că ei se uitau, mergeau după asta, ei mergeau după altceva. Ei mergeau după, uite, fix ce mi-apare și pe telefon. Nu mi-apare că s-a dat updated, uite, pe Simulator 99, pe Simulator X pe... și Adopt Me. Da. Deci, da. Nici nu mă mai las să mai intru. Deci nu pot să cred că mi-am luat schem.
3.63 de milioane de diamante s-au dus pe apa sâmbetei. Oficial. Dacă îmi ștergea peturile, bă, îmi făceam de-a nervi. Mai mult. Mai mult. Dar din păcate nu mai avem diamante. Yay! Ce, cum îi spune, seara de Crăciun frumoasă pe 26 decembrie 2023. Și mai vrea mama și mama să vină la mine în cameră să se uite la televizor în timp ce filma mama ăsta. Bine, bă! Da, și cam asta s-a întâmplat. Deci de acum, eu, bă, și șiși de pe server. Băi, deci uite cum a putut să mă fraierească. Deci uite cum a putut să mă fraierească Mâncavaș. Deci, știți link-urile alea de pe cromă? Era gen HTTPS, două puncte și sunt două barbări din astea. Stai așa să vă arăt. Sunt, stai așa că vă scriu aici. HTTPS, două puncte și sunt pac-pac, da? La link și pe aceea roblox.com și astea. Ghiciți cum era. Așa era. Și pe aceea roblox.com. Roblox.com și restul. Și gen, uite, dacă mă duc eu acum pe Roblox-ul normal, o să fie cu două din... Bine, mă rog, acum nu sunt logat și nici nu știu, cred că mă mai loghez, cred că îmi bag picioarele în tot, gen. Și da, asta s-a întâmplat. Da. Cam asta s-a întâmplat. Acum, eu să vă zic, nu știu ce să mai fac. Direct, goarnă, îmi schimb tot. Nu e-mail-ul, nu nimic, cred, nu știu. Dar mi-am luat schem. Deci episodul ăsta o să-l editez clar. Așa că, da. Puteți să râdeți de mine în comentarii cum mi-am luat schem. Bă, de asta trebuie să fii atent. Trebuie să fii atent. Bă, la link-uri trebuie să fii atent. Că am spus, you sell huge anime, agony for 2 million gems, era imposibil să vând atâta. Ia să vedem. Huge anime, stai așa, anime, huge anime agony, este imposibil 2 milioane, deci mi-am luat schem rău aici, dacă știam, deci uite bă, 10 milioane se vinde bă, 10 milioane, da, nu mi-am dat seama mâncați așa, deci nu mi-am dat seama, well, cam asta este. Dacă are cineva, dacă sunteți nu știu ce așa, bă, dacă așa nu știu ce aveți aici numele meu, dați-mi și mie ceva, pentru că acum nu știu ce să fac, bă. Deci mie nu îmi vine să cred că mi-am luat schem în halul acesta. Sunt, deci, e prima dată când îmi iau schem și de data asta mă învăț de minte. Putea să-mi dea pur și simplu numele lui, dar el direct a zis yes, join și mi-a dat link-ul. Da. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă dacă pici pe oameni, pentru că, bă, gen, vindea huge-uri ieftine. Vindea huge-uri ieftine. Deci, da. Ce pot să vă zic? Eu nu vă mai zic nimic. Cam asta a fost episodul de astăzi, după 27 decembrie probabil, nu știu, dar imediat cum ies după Roblox și îmi schimb toate astea, editez episodul, cam asta a fost. Chiar dacă vă jucați pe Simulator 99, aveți mare grijă, deci aveți mare grijă, pe mine nici nu mă interesează dacă cumva, bă, deci, da, cam asta este. Eu v-am pupat și ne vedem la următorul episod, care va fi după canal. Asta este. Cum ar fi acum să am numele canalului, cine știe mai ce. Nu știu, cum ar fi, just cum ar fi, dar nu, este bine, este ok. Da. Da. Da, nu știu, sunt fără cuvinte, deci sunt fără cuvinte. Ce schimb am putut să-mi iau? Deci 100% mi-am luat niște chestii, că ăsta va avea mai multe de astea. Deci să aveam din astea, nu mai știu. Dar n-am apucat să umble peste tot, gen s-a dus rush direct. Dar da. Cam asta a fost. Nu, cam asta a fost.
Vă ziceți, mă, dar tu și ce-ai făcut celate astea de pe celate diamantele de pe ăla și după ce e așa de să stu hiugiul ăla că trebuie să trebuie pe contul celălalt. Da, vreți să vedeți? Ei, hai că vă și arăt. Nu, glumez, nu vă arăt pentru că n-am de ce să vă arăt, dar oricum. Oricum, vom fi probabil live ziua când o să fie și ăsta și o să vedeți că nu mint, așa că ce să mai. Eu nu vă mai zic nimic. Cam aia a fost. La revedere!